Ruxandra Mureșanu, business analyst în Egon Asigurări de Viață România. De cât timp? Uh, în septembrie sunt plinăți trei ani de când lucrez în companie. Ce v-a determinat să alegeți Egon acum trei ani și nu altă companie pentru a vă dezvolta în acest departament? Uh, primul meu gând a fost o schimbare de macaz. Făcusem doar uh, IT și vroiam să mi diversific puțin activitatea, având în vedere că terminasem, de fapt, informatica economică. Și atunci, pentru mine, a fost o alegere potrivită, îmbinarea informaticii cu finanțele, care sunt un domeniu extrem de dinamic, la fel ca și informatica. Și a fost o oportunitate, atunci. Să întreb și acum, care este principala provocare pe care o întâmpinați în activitatea dumneavoastră zilnică, în cadrul departamentului IT de la EGON? Uh, e foarte interesant câte provocări sunt într-o asemenea companie. Sunt provocări uh, profesionale și provocări umane. Uh, discuțiile cu colegii și asigurarea unei uh, documentații la nivelul așteptărilor lor și crearea unor aplicații informatice, tot așa la nivelul așteptărilor lor, dar și la nivelul așteptărilor noastre, este cea mai mare provocare pentru mine în acest moment. Atmosfera de lucru, egon, în care lucrați, care, care sunt caracteristicile acesteia? Cum ați defini atmosfera de lucru din fiecare zi din birou? Uh, cred că această atmosferă s-ar încadra în două coordonate. E o atmosferă teribil de provocatoare, în sensul bun al cuvântului, și, pe de altă parte, cu foarte multe recompense. Atât provocările, cât și recompensele sunt, după cum vă spuneam, atât la nivel profesional, cât și la nivel uman.